Guvernul ar putea cere din nou Parlamentului instituirea stării de urgență în sectorul energetic. Asta doar dacă Moldova Gaz nu va ajunge la un compromis cu Gazprom privind achitarea avansului de 60 de milioane de dolari pentru consumul de gaze din luna ianuarie, iar țara va fi în pericol de debranșare de la gazele naturale. Anunțul a fost făcut de premierul Natalia Gavrilița, care precizează că în prezent se caută mai multe soluții, dar deocamdată nu s-a ajuns la un consens. Noi nu putem ști până în ultimul moment care va fi răspunsul final a Gazpromului, de aceea suntem gata pentru toate scenariile, pentru a asigura securitatea energetică a țării. Va trebui să venim cu declararea situației de urgență pentru a putea lua anumite măsuri care nu sunt posibile într-o procedură obișnuită. Moldova Gaz are un deficit de aproximativ 30 de milioane de dolari, iar suma trebuie transferată concernului rus până în 20 ianuarie. Premierul Natalia Gavrilița susține că guvernul a cerut ca devierile financiare să fie acceptate de Gazprom până la o nouă ajustare a tarifelor. În octombrie 2021, Parlamentul, la propunerea guvernului, a instituit stare de urgență în energetică pentru 30 de zile. Atunci, companiei Energocom i-au fost alocate 1,7 miliarde de lei din bugetul de stat pentru a cumpăra gaze din surse alternative, iar Termoelectrica a primit 16.500 de tone de păcură din rezerva de stat pentru a produce energie electrică și termică.